Echipele din Liga A4 -a au dat culoare fotbalului județean și în weekend. Podiumul angrenează 5 grupări care permanent fac rocade, cu excepția liderului Recolta Danceu. Cel mai echilibrat joc al rundei s-a disputat pe stadionul Termo între Ase Viitorul Severin și Victoria Vânjumare. Ambele echipe s-au anulat reciproc într-un joc tensionat cu o sumedenie de cartonașe galbene și trei eliminări, iar la final scorul nu a fost pe placul nimănui 2 2. De rezultat au profitat din plin formațiile de la vârful Ligia 4, în special recolta Dănceu. Gruparea cea mai longevivă din Mehedinți a câștigat categoric cu Ase Noapteșa cu 8 0 și stă confortabil în fotoliu de lider. După partidele din runda a 6 -a, pe locul secund a urcat aste turnul severin. Echipa antrenată de Mutinho s-a impus și ea destul de clar cu 4 0 în fața Corcovei și rămâne în cursa de urmărire a liderului. Iată rezultatele complete ale etapei a șasea.